Academia Clubului Fanion al Mușcelului, Aro Mușcelul Câmpulung, a organizat o selecție națională căutând să descopere tineri fotbaliști talentați care vor să facă performanță la Câmpulung. Tehnicianul Ovidiu Tică s-a arătat încântat de numărul celor care s-au prezentat la această ediție, dar și de calitățile pe care le-a putut descoperi la unii dintre aceștia. E adevărat, după cum știți, a doua etapă pe care am desfășurat-o la Câmpulung. De fapt, selecția s-a desfășurat în baza Sola Grația de la Dragoslavele. Am avut un număr de 60 de copii de data aceasta, dublu față de data trecută, la fel cuprinzând toată țara, dacă putem spune de la Simeria, Brăila și terminând chiar cu Republica Moldova. Copiii pe care am încercat să-i vedem au fost pe o paletă de vârstă de la 2005 până la 2009. Cu paranteză, cei de 2005 ne interesează în special copiii care pot face față numai pentru seniori, pentru Liga 3, nu pentru grupele de juniori, cei de 2005. Cred că a fost o acțiune benefică, am putut vedea copii interesanți, copii care în următoarea perioadă vom încerca să luăm legătura cu cluburile, să vedem în ce condiții putem să-i aducem la Câmpulung. Academia pare a fi un proiect de anvergură, un proiect de durată. Cam câți copii reuniți în momentul ăsta? Nu, ne-am propus undeva la minim 40 de copii, 30-40 de copii aduși din țară. S-a încheiat un parteneriat cu liceul cu program sportiv din Câmpulung, prin care se va încerca aducerea acestor copii în internatul de la liceu. Și prin acest parteneriat ne vom angaja în modernizarea a două etaje ale căminului. E normal, din moment ce îi aduceți din alte localități, da, să le asigurăm condiții? Da, încercăm să creăm anumite condiții, cu camere 2-3 în cameră, cu baie, adică ceva, dacă pot spune, top, din punct de vedere al cazării și mesei. Responsabilul de la clubul din Câmpulung speră ca în cel mai scurt timp să poată, în colaborare cu administrația locală și cu conducerea liceului cu program sportiv, să poată demara lucrările de modernizare a spațiilor pentru cazarea tinerilor fotbaliști care vor veni din alte localități.